Crește, este tot ce pot să spun eu de aici, din locul meu. Vă rog să poftiți. Pubere, tu ai văzut la un moment dat că s-au apucat fetele să danseze între ele? Ha? Așa, nu? Ți s-a părut? Ne așezăm? Că, da, luați loc acum după ce ați dansat, puteți să ne anunți pe noi că se întâmplă asta. Bună dimineața! Neața! Și că să înțeleg, deci n-ați avut cu cine și v-ați luat între... Da, da. Păi eu... Doamne ferește! Am zis că e de fetițe la... piesa? Rectific, e și de băieței dansul. Pe genul vise compromise. Păi străin de noi și atunci trebuia să danseze... Străin de mine. Da. Ce cu tine, mă? Că tu erai cu prietena ta, cu de-astea, cu nu știu ce, îmi dă mesaje. M-am regăsit. Te-ai regăsit, nu? Da. Ai făcut cu gândul la o femeie anume? Ce să-ți ne urmărește? Este în direct? Da. Da. Da? Da. O cunoaștem? Bă, sper să nu. Am înțeles. E o nouă etapă în viața ta? E un nou drum pe care îl încep? Nu știu cum să zic. Da, sincer să fiu, nu prea am fost focusat pe muzică până acum. Ăsta e adevărul. Adică am reușit multe, dar din greșeală. Și m-am gândit începând cu 2018 să reușesc și mai multe, dar focusat pe muzică. Și să o iei pas cu pas, cum ar veni. Exact. E, practic ești un debutant din momentul ăsta, da, exact, nu? Din momentul ăsta, asta e debutul meu, 2018. Am piesa pe canalul meu, pot să zic, nu? Pe canalul meu de YouTube, intrați, căutați Străini de Noi, dați subscribe, like, unlike, ce vreți voi. Și unlike? Și unlike, că poate... Ești primul care cere unlike-uri. Da, corect. De ce v-ați dus până la Chișinău să filmați videoclip? Da, mulțumim lui Nicu Drăgan, regizorul. Așa. El a venit cu ideea, e un teatru foarte frumos acolo. Și mulțumim și HH Production, Șerban Cazan, Roland, Cristian Pascu, care a făcut versurile, toată lumea implicată și eu, de ce nu? Și mai nou mulțumim și tu. Mie. Toată lumea implicată, mai nou și mai eu. Mai nou și eu, da, exact. Mulțumim tare mult, Nadir, poate fi găsit pe Facebook și pe Instagram și pe noului canal de YouTube, unde activează... Exact. Și e din ce Nadir, în ce mai... Amuz, am... Chiar piesa se bucură de un real succes, zic eu. E pe canalul meu de YouTube, care avea 1000 de subscriberi până acum 2-3 zile și are deja vreo 200.000 de view-uri. Locul vreo 30 în trending. Nu știu, poate am mai urcat în dimineața asta. Iată. Deci se poate și pe canalul meu. Iată, se poate, dacă îți dorești foarte mult. Ca bătrânii, știi, domne, am descoperit tehnologia, vrem și noi pe YouTube. Mulțumim fetelor pentru momentul din dimineața asta. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim Bianca și... Diana, am zis bine? Ce vorbești? Mai bine tăceai, da. Așa.